senza toți aveți. Vedeți că matrița arată de la 1 la 9. Doar că sunt anumite note muzicale, dacă să le zicem, adică anumite vibrații care au un impact mai mare asupra voastră. Un da? bun terapeut, nu neapărat psiholog, ar trebui să aibă o desagă de instrumente pe care să le folosească pentru că nu nu poți să știi cam patul lui Procust. Știți patul lui Procust, nu? Dacă, dacă, știți dacă interior, exterior și cum să vă raportați la ele, credeți-mă că știți foarte multe Așa. deja. Ce ziceți? Ați fi avut viața mai ușor? Fără să zicem că mai știați nimic altceva. V-ar fi ușoră viața? Cu siguranță. 159 cifre dacă de foc, 3 și 7 cifre de aer, dar o să vorbim de principiile astea, aer, foc, pământ și apă. Între ele. O să obțineți vibrația globală. Asta, asta e formula. Uite, Să zicem că toți aici prezenți ne-am născut, am ajuns. Punctua, am ajuns aici în viața asta, da? Și fiecare are de demers către un drum. Către, către o destinație, mai exact, pe un drum anume. Destinul. Eu le zic așa, uite, când zic de vibrația interioară, eu zic simplist: eu cu mine. Eu cu mine în sensul de om analizat, da? Eu cu mine. Eu cu propria mea persoană. Eu în intimitatea mea. Eu cu mine. Vibrația socială sau exterioară, eu cu lumea, fiecare cadran. dacă am un 1, dacă n-am 1, dacă am 2, 3, 4, 5, 7, câte am acolo, am văzut că avem și persoană cu 7 de 1, am întâlnit foarte rar, trec o dată sau de două ori și cu 8 de 1. Toți aveți vectorul bunăstării Bună. sociale, nu dispare din matriță, chiar dacă acolo apare însuși 0. Uh, ce se întâmplă? Din 0 niciodată nu știi ce este, asta v-am zis, da? Dacă ai o cifră lipsă, adică acolo apare de zero. Fapt despre asta este vorba de la ce? stima de sine. Despre imaginea pe care o ai despre tine. În anumite imagine, în anumite momente, imaginea aia despre tine.